Amin. Lăudați să fie Domnul. Oameni dragi, astfel de momente se pot constitui în vindecarea cuiva sau în edificarea cuiva, în ridicarea cuiva, pentru că Dumnezeu lucrează în mod tainic. Noi avem șabloane, reguli, tipare, pentru că noi suntem creați în felul acesta. Însă Dumnezeu, când vrea să vindece, poate să folosească metode neconvenționale. Când vrea să boteze, nu trebuie neapărat să aștepte stăruința pe care o facem în ianuarie sau februarie. De aceea, încrederea noastră în El nu trebuie să depindă de împrejurări și circumstanțe, ci doar în bunătatea Sa și în îndurarea Sa. Binecuvântat să fie Dumnezeu! O să mai rămânem în picioare ca să citesc 3 versete din Faptele Apostolilor, capitolul 1, aflându-ne în apropierea începerii stăruinței. Este bine să vorbim despre lucrurile astea. Așa că vă recomand să citim versetele de la 12 la 14 din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Mulțumim Domnului pentru că este aici în mijlocul nostru și ne atinge sufletele, ne înviorează, ne bucură și ne păstrează siguranța puternic ancorată în Duhul nostru, că El este cu noi în fiecare zi. Iar întâlnirile noastre de sărbătoare aici în sanctuar sunt concentrate în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Biblia vorbește despre faptul că trebuie să plecăm și despre faptul că trebuie să ne întoarcem. Și am numit predica mea Ne întoarcem înainte să plecăm. Dacă ne uităm aici în capitolul 1, în pasajul pe care l-am citit, vom constata că Luca spune ei s-au întors în Ierusalim. S-au întors în Ierusalim pentru că mai aveau nevoie de ceva înainte să plece. Este bine să plecăm, dar dacă plecăm cu mâinile goale, mă tem că facem doar o plimbare. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face doar cu bani, cu resurse omenești care sunt foarte limitate. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută prin resursele pe care ni le dă Dumnezeu. Asta nu ne înlocuiește pe noi. Îngerii n-au predicat niciodată, noi trebuie să predicăm. Dar în timp ce predicăm și slujim în oricare alt fel, trebuie să fim siguri că ne-am apropiat suficient de mult de Domnul pentru ca El să pună peste noi harul Său felurit. Vreau în seara aceasta să spun câteva lucruri din acest subiect fără limită despre Duhul Sfânt. Și vreau să surprind această idee, ne întoarcem înainte să plecăm. Ne întoarcem pentru că avem foarte multe motive să ne întoarcem. Atunci când plecăm, noi plecăm la oameni și trebuie să le ducem ceva. Dacă mergem cu mâinile goale, nu vom fi nici relevanți, nici roditori. Când ne întoarcem, noi ne întoarcem la Domnul. Ne întoarcem ca să primim din nou resurse, ne întoarcem ca să ne eliberăm de vinovăția pe care am acumulat-o, ne întoarcem pentru ispășire. Ideea aceasta a fost mult vehiculată în biserica noastră prin predici și mă bucur pentru că ea creează multă lumină și multă concretețe în mintea oamenilor atunci când este vorba de înțelegerea capacităților de slujire. Ne întoarcem la Domnul și plecăm spre oameni. Observați, vă rog, că în scriptura aceasta sunt puse în evidență lucrările Duhului în viața omului.
Omul are nevoie de împuternicirea Duhului dincolo de starea de mântuire. Observați, vă rog, că umplerea cu Duhul Sfânt nu se dă oamenilor mântuiți, nu se dă oamenilor nemântuiți, ci se dă oamenilor mântuiți. Asta înseamnă că oamenii mântuiți primesc de la Dumnezeu resursa pentru a pleca, pentru a merge. Unde se duc? Pentru ce se duc? Duhul Sfânt împuternicește pentru lucrare, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Puterea aceasta pe care noi avem intenția să o primim, după ce o primim, ce facem cu ea? Aceasta este una dintre marile întrebări pe care trebuie să ni le punem. De ce cerem puterea? Pentru ce? O cerem doar pentru ca să ne liniștim conștiința că avem și noi? Care este motivul pentru care trebuie să cerem și cerând să primim? Atunci când noi cerem și primim, de fapt, noi ne pregătim ca să plecăm. Și să plecăm cu ceva ce vine de la Dumnezeu pentru oameni. Slujba la care ne-a chemat Dumnezeu trebuie să atingă oamenii. Învățătorul în felul lui, pe cei credincioși, evanghelistul în felul lui, pe cei necredincioși sau neconvertiți, mai bine zis, că sunt mulți oameni care cred, dar nu știu ce cred și nu cred bine ceea ce cred. De aceea, noi trebuie să fim plini de resursa aceasta, pe care folosind-o, aplicând-o, manifestând-o, ea să atingă oameni. Uneori, ba chiar deseori, ne întrebăm dacă trebuie să mai facem lucrurile care nu produc rod. Să știți că bisericile care au ajuns emergente, liberale, au plecat de la această idee, trebuie să facem lucrurile într-un fel pentru ca să se vadă că atragem pe cineva. V-am mai spus, sunt tot felul de metode pe care le folosesc unii pastori, mai ales din bisericile liberale, și nu vreau să blamez deloc pe niciun lucrător și pe nicio biserică. Ceea ce vreau eu să fac este să dau învățătură bisericii pe care o slujesc. Dar sunt pe internet foarte multe video, spre exemplu, în care sunt prezentate anumite metode de a evangheliza sau de a zidi biserica, de a evangheliza lumea sau de a zidi biserica, care sunt vecine cu caricaturizarea. Niciodată lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu altceva decât cu metodele lui Dumnezeu și cu resursele lui Dumnezeu. Domnul Iisus a slujit 3 ani și jumătate și atunci când a plecat de pe pământ, rodul nu era mare și nici mult. Pavel a predicat în foarte multe locuri, dar când a murit, rodul nu era foarte mare și nici foarte mult. Dar uitați-vă că după 2000 de ani, moștenirea creștină continuă să câștige oameni. Nu trebuie să inventăm metode care par mai eficiente. Noi trebuie să predicăm Evanghelia așa cum a predicat-o Domnul Iisus, noi trebuie să ne rugăm așa cum s-a rugat El, noi trebuie să postim așa cum a postit El și Duhul Sfânt îi va convinge pe oameni. Întotdeauna oamenii au libertatea să accepte Evanghelia sau să o respingă și noi avem libertatea asta. Dacă noi câștigăm pe oameni cu metode nebiblice, cu metode pe care Hristos și apostolii nu le-au practicat, să știți că metodele astea trebuie să le folosim și după aceea și vom transforma biserica în ce? Sunt oameni care încearcă să imite lucrarea aceasta sau încearcă să o înlocuiască, dar omul niciodată nu va ajunge să poată face ceea ce face dacă Dumnezeu lucrează prin el. De aceea trebuie să ne întoarcem înainte să plecăm și uitați, oamenii spun, unde se vorbește în Scriptură despre stăruință? În Scriptură se vorbește despre stăruință în versetul 14. Toți aceștia stăruiau, adică se rugau insistent, cu un cuget, adică toți erau concentrați pe aceeași idee. Lucrarea Duhului Sfânt, în primul rând, îl împuternicește pe om. Îl înțelepțește, îi dă răbdare, îi deschide oportunități de slujire, îl face creativ,
Îi dă capacitatea să fie flexibil, că într-un fel vorbești cu un copil, într-un fel vorbești cu un adult, într-un fel vorbești cu un om rănit, care ieri alalter și-a mormântat pe cel drag, și într-un fel vorbești cu cineva care a câștigat la loto $1,000,000. Trebuie să te adaptezi la omul dintre cele 8 miliarde de oameni atunci când te întâlnești cu el. Nu ești ca un aparat care spui aceeași poveste la oricine, indiferent de starea celui cu care te întâlnești. Această împuternicire te înțelepțește, te flexibilizează, te face creativ, te face potrivit, te face ca un pansament pe o rană, indiferent de felul în care există durerea sau bucuria unui om. Apoi, Duhul Sfânt ajută pentru sfințire personală. Dacă noi încercăm să ne lăsăm, vorbind de o persoană care vine din lume și care trăiește o viață fără să aibă în vedere sfințirea, dacă omul acela încearcă să se lase de țigări, de alcool, de foarte multe lucruri pe care nu vreau să le mai enumăr aici încă o dată, va reuși el să se lase de toate? Cu siguranță nu. El are nevoie de o resursă care vine din afara lui. Aduceți-vă aminte ce a spus Iisus: nu vreau să vă las singuri. Vreau să aveți cu voi o companie care nu e compania unui om limitat ca și voi. Nu vreau să vă las singuri. Ar fi bine în primăvara aceasta, în iarna, în primăvara aceasta, să ne punem în minte următorul lucru. Hristos a vrut ca să nu ne lase singuri și noi nu suntem singuri niciodată dacă trăim în neprihănire, în sfințenie. Pentru că Duhul Sfânt este cu noi după cum a promis El. Duhul Sfânt este cu noi în încercări, Duhul Sfânt este cu noi când pierdem, Duhul Sfânt este cu noi când ne ducem la groapă pe cineva drag, Duhul Sfânt este cu noi în necaz și în bucurie. Dacă Duhul Sfânt este cu noi, asta nu înseamnă că nu ne îmbolnăvim, asta nu înseamnă că nu putem fi implicați într-un accident, asta nu înseamnă că nu putem să falimentăm în business, asta nu înseamnă că nu putem să fim implicați într-un conflict. Să nu credeți că dacă Duhul Sfânt este cu noi, noi vom fi scutiți de experiențele normale calității de muritor aici pe planeta Pământ. Dimpotrivă, prezența Duhului Sfânt în noi are legătură cu calitatea sfințeniei, a moralității și a slujirii noastre. El nu este aici să ne protejeze de normalitatea vieții, care înseamnă bucurie și necaz. Această resursă, înainte să plecăm, trebuie să ne întoarcem. Trebuie să ne întoarcem ca să fim plini de ea, să o avem la purtător. Pentru că în momentul acela, atunci când vom pleca, vom avea ce trebuie cu noi. De câte ori nu a venit la dumneavoastră un electrician sau un plumber sau altcineva care urma să vă facă un serviciu acasă și a spus: îmi lipsește ceva și nu l-am la mine sau nu am deloc, mă duc la Home Depot să-l iau. Iată dar că nu și-a putut face treaba, că nu avea la el ce îi trebuia. Ei, și noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, mergem între oameni și ei sunt foarte diverși. Unii sunt tineri, alții mai în vârstă, unii sunt bolnavi, alții sănătoși, unii sunt bucuroși, alții sunt făcuți praf de necazurile vieții. Și trebuie să avem asupra noastră capacitatea aceasta a Duhului Sfânt care locuiește în noi. Dar o avem pentru alții, însă o avem și pentru noi. Că pe noi ne ajută să ne sfințim. Ne dă resursa aceea să renunțăm la dependențele noastre, de pildă alcool, droguri, chestii legate de sexualitate care se manifestă în mod păcătos, ca o patimă murdară în viața noastră. Încă ceva, Duhul Sfânt dezvoltă caracterul spiritual, adică roada Duhului. Roada aceasta nu este a noastră. Ce vom fi noi fără roada Duhului? Cât de proeminent este caracterul nostru în comparație cu roada Duhului care împodobește caracterul nostru? Cum va arăta caracterul nostru fără roada Duhului, care se pliază pe el? Roada Duhului e făcută de Duhul, nu de noi, în timp ce caracterul nostru este făcut de noi. Ne străduim să nu mai facem lucrurile așa, ci să le facem într-un anumit fel. Dar când Duhul vine, El ne dă resursa care trece cu mult deasupra capacităților noastre. Încă un lucru, Duhul Sfânt promovează unitatea. Duhul Sfânt ne ajută să cunoaștem adevărul. Mângâietorul, Duhul adevărului, când va veni, vă va conduce în tot adevărul. Avem o grămadă de întrebări despre adevăr. Cum este adevărat? Așa sau așa? Duhul Sfânt ne va lumina. De aceea ne-a fost dat. Dacă tot la Google apelăm toată ziua, bună ziua, atunci unde mai e nevoia de Duh Sfânt?
Eu nu zic că e rău Google, că doar noi să-L rugăm pe Duhul Sfânt să facă funcția de GPS ca să mergem nu știu unde. Iertați-mă că vorbesc aproape la limita de a nu vorbi, dar vreau numai să vă spun că Google are locul lui în viața noastră, dar dacă el are tot spațiul din viața noastră, atunci suntem pe un drum foarte greșit. Duhul Sfânt nu este ceva de rezervă. Duhul Sfânt e ceva proeminent, e ceva monumental, e ceva glorios, e ceva slăvit și înalt în viața noastră. Și aceasta sau acesta ne dă capacitatea pe care uneori neavând oamenii nici nu vor să vorbească cu noi, pentru că nu avem să le oferim nimic. Oamenii s-au săturat de religie până peste cap. Oamenii au nevoie de altceva, nu de religie. Duhul Sfânt împarte daruri. Gândiți-vă la cel puțin la cele 12 daruri din 1 Corinteni, capitolul 12. Gândiți-vă la importanța lor în biserică. Gândiți-vă la dilema pe care o au pastorii atunci când cineva se ridică și spune ceva în numele Domnului și biserica simte că nu-i ceva bine, dar nu știe dacă chiar nu-i bine sau e bine. Și atunci tot se uită la pastor să hotărască ăsta. Dar ce să hotărască, că el e un om ca dumneavoastră? Cât de necesar ar fi atunci Duhul de deosebire sau darul de deosebire al duhurilor. Iată dar că Dumnezeu când ne-a pus aici să slujim, nu s-a bazat doar pe școlile noastre, doar pe coeficientul nostru de inteligență, doar pe experiența noastră pastorală că ne apropiem de bătrânețe. Toate astea și-au locul lor, dar nu sunt suficiente, sunt doar necesare. Suficient e doar El, pentru că El e inepuizabil. La noi, înțelepciunea, priceperea, experiența, teologia, toate acestea sunt limitate, le folosești și la un moment dat ajungi la capăt. Aș vrea să spun și faptul că atunci când vorbim despre lucrurile acestea, ne întoarcem la ideea de stăruință, s-au întors ca să stăruiască. Stăruința este caracterizată de câțiva factori care trebuie să fie neapărat prezenți în mintea celui care va stărui. Suntem la aproximativ o săptămână distanță de săptămânile, de cele 10 zile, 2 săptămâni în care vom sta înaintea Domnului și ne vom ruga insistent, stăruitor. Una dintre componentele stăruinței este importanța, adică convingerea puternică că acest lucru trebuie făcut cu orice preț. E un lucru important. Și nu l-am inventat noi, l-a inventat Dumnezeu, El ne-a chemat să-L facem. Dacă El ne-a chemat, înseamnă că noi suntem în voia Lui. Asta înseamnă că ne rugăm liniștiți, fără să ne stresăm că n-am primit, nu ne stresăm deloc. Atunci când suntem la picioarele Domnului, este locul unde nici măcar nu are vreun rost stresul. Suntem în cel mai bun loc. Stăruința trebuie caracterizată de importanță, adică convingerea puternică, dominantă, că facem ceea ce trebuie. Apoi, este caracterizat de insistență, tocmai asta înseamnă stăruință, insistență. Vedeți, sunt oameni care se roagă 5 minute și iar se opresc și se uită la luminile după tavan și iar se mai roagă 4 minute și iar mai numără becurile. Ascultați-mă, stăruință înseamnă să nu te oprești. Aleargă, aleargă, ai obosit. Hai, aleargă, că dacă ar fi un câine în spatele tău, să vezi cum alergi. Aleargă, 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 aleargă. Roagă-te insistent. Ideea este să te rogi insistent. Dumnezeu nu ne dă ceea ce cerem datorită vrednicie insistenței noastre, nu. Dumnezeu vrea să ne învețe să depindem de El. Dumnezeu vrea să ne treacă prin stări care ne modelează caracterul, valorile, principiile, sufletul. Este caracterizată de insistență, de repetare neclintită a unei idei, a unei convingeri, a unei valori. Și apoi, de asemenea important, este statornicia. Asta înseamnă atitudinea disciplinată de a face în mod constant același lucru. Să fii statornic. Adică stai pe poziție. Ai venit să insiști în rugăciune, insistă în rugăciune. Ți-a amorțit un picior, nu-i nicio problemă, ridică-te în picioare. Te doare mijlocul, nu-i nicio problemă, așează-te pe genunchi. Nu lăsa poziția fizică să te deranjeze, asta nu e importantă. Caută confort fizic pentru ca să nu fie perturbat Duhul care caută pe Dumnezeu. Dar trebuie neapărat să fii statornic. Din rugăciune nu te opri. Fii statornic, stai în ideea asta, stai în dorința asta, stai în căutarea asta. Încă ceva important este răbdarea, adică capacitatea de caracter de a rezista tendinței să te oprești sau să te schimbi. Asta este răbdarea. Capacitatea de caracter de a refuza
tendința să te oprești sau să te schimbi. Nu te schimbi, nu te oprești, continuă. Nu ți-e greu la școală? Ba da, dar de ce continui? Pentru că trebuie să te duci la școală. La fel este cu lucru. Atunci când probabil dai zăpadă, a fost zăpadă zilele trecute și ai vrut să scurezi drive-ul, probabil că îți plăcea să fie zăpada la jumătate sau drive-ul mai scurt, dar e cât e. Și ai muncit până s-a terminat, până când ai făcut curățenie peste tot. La fel este și cu rugăciunea. Rugăciunea stăruitoare e pentru oameni mari, pentru oameni serioși. Asta nu înseamnă că trebuie să aveți 50 de ani sau 61 ca mine, dar trebuie neapărat să ajungeți la nivelul de a înțelege că nu te lași. Stai pe ideea asta și te duci în față. Statornic și răbdător. Aș vrea să mă uit împreună cu dumneavoastră la câteva riscuri pe care ni le asumăm atunci când stăruim sau când primim sau atunci când încercăm să slujim, să manifestăm anumite daruri, anumite capacități. În general, sunt câteva extreme păgubitoare, care ele vin din obișnuința oamenilor, obișnuință care trecând prin ani, prin decenii, a devenit tradiție. Să știți că orice denominație are tradițiile ei. Sigur că cineva poate fi în stare să se supere pe mine, dar eu nu spun asta să supăr pe cineva. Și nu spun fără mult respect pentru toate lucrurile acestea, pentru subiectul pe care îl dezvoltăm. Dar este bine să facem diferența între scriptură și obiceiuri. Nu înseamnă că obiceiurile sunt rele, dar trebuie să știm că obiceiurile nu sunt așa vorbește Domnul. Și am să vă dau exemplu de unul. Gândiți-vă la următorul lucru. Absența roadei atunci când insistăm pe daruri. Roada nu e foarte proeminentă, darurile sunt foarte proeminente. Ați observat cu câtă stimă ne uităm la anumiți musafiri care vin în mijlocul nostru și noi simțim în Duhul nostru ca un dar duhovnicesc? Am vrea să-l luăm acasă, să se roage cu familia noastră, să-i punem întrebări, poate să ne vorbească Domnul prin el. De ce facem asta? Pentru că el are un dar de la Domnul. Dar să știți că roada nu e la fel de respectată și de prețuită în biserică. Dumneavoastră știți asta și o știu și eu. E ușor de văzut. Uitați-vă la titlurile predicilor, uitați-vă la îndemnurile la rugăciune. De câte ori ați auzit să ne rugăm pentru caracter? Aproape că ne enervează cineva dacă ne cere să ne rugăm pentru asta. Dar dacă ne spune să ne rugăm pentru daruri, acum ni se pare că suntem penticostali adevărați. Există riscul să subordonăm roada, fără să o mai prețuim, în intenția noastră de a da valoare darurilor. Și tot la fel de adevărat este că probabil în alte biserici, în alte denominații, există riscul să subordonăm darurile prețuind roada. Indiferent pe care o subordonăm, nu este corect. Ele nu ne-au fost date ca să punem una deasupra și una de desubt. Fiecare este la fel de importantă pe palierul ei. Darurile sunt cât se poate de importante, dar nu prin comparație cu roada. Nu, ele nu se compară una cu alta. Eu îmi compar o mână cu alta, care e mai importantă? Hai să fim serioși, asta nu e întrebare de om adult. Amândouă sunt la fel de importante. Ei, tot la fel, darurile și roada, amândouă sunt importante, la fel de importante în valoare, în necesitate și în consecință. De aceea noi trebuie să avem echilibru ca învățători, ca oamenii lui Dumnezeu și să le prezentăm pe amândouă, pentru că amândouă se duc în direcții diferite, dar împlinesc voia lui Dumnezeu. Aceasta este o extremă pe care o au unii oameni, biserici care accentuează roada, caracterul e cel mai important și darurile, nici nu vorbesc despre ele. Trebuie neapărat evitat subiectul, dar sunt și biserici în care este evitat subiectul caracter, omenie, manifestarea roadei Duhului Sfânt, pentru că nu mai știm altceva decât daruri. Scriptura este echilibrată, oameni buni, obiceiurile noastre nu. Nu trebuie să fim conduși de obiceiurile noastre, ci de Evanghelie, dar dacă nu o citim continuu, o să ne cultivăm obiceiurile crezând că sunt Biblie, dar nu sunt Biblie. Absența lucrării de misiune și evangelizare este încă o extremă păgubitoare. Uitați-vă la Hristos. În pasajul pe care l-am citit este cât se poate de limpede că umplerea cu Duhul Sfânt le-a fost dată pentru a pleca, nu pentru a se întoarce.
Nu, nu pentru a se întoarce, ci pentru a pleca. Le-a spus, nu plecați, încă nu, așteptați. Întoarce-te înainte să pleci. De ce? Ai punga goală. 0 lei, 0 bani ai în buzunar. Întoarce-te înainte să pleci. Când pleci, trebuie să duci ceva. Știți cum e dacă te duci în România? Trebuie să ai ceva în geantă. Măcar în buzunar, dacă nu în geantă. Că așa e mentalitatea. Cine vine din America e bogat și așa gândesc oamenii. Adevărat, neadevărat, pe cine interesează? Ce stai acum să filozofezi dacă e adevărat sau nu? Toată lumea se așteaptă când vii din America. De ce? Pentru că e o mentalitate. Există anumite piedici în calea botezului cu Duhul Sfânt și poate prima dintre ele este absența nașterii din nou. Noi, în calitate de părinți, nici nu ne permitem să ne gândim că toți copiii noștri nu sunt născuți din nou. De ce? Pentru că ei crescând în familiile noastre și în biserică, e foarte greu să-ți dai seama dacă e născut din nou sau nu. Asta o știu păstorii, prezbiterii, diaconii și liderii de tineret și dirijorii. E foarte greu să-ți dai seama dacă este născut din nou sau nu o persoană care crește într-o familie de credincioși. Numai dacă stai aproape de el, poți mai bine să evaluezi dacă este sau nu este născut din nou. Pentru că cine crește într-o familie respectoasă, într-o familie serioasă, pocăită cu adevărat, e un copil foarte bun. Dar e un copil bun că e un copil educat sau e un copil bun pentru că e născut din nou? Ăsta este un detaliu. De fapt, nu că e detaliu, că e puțin important. Este greu de evaluat lucrul acesta. Atunci când vorbim despre piedici, vorbim și despre păcatul nemărturisit. Noi trebuie să ne aducem aminte că atunci când venim la stăruință, noi începem să ne apropiem de un Dumnezeu care e sfânt la modul absolut. Și orice nesfințenie de-a noastră îl dezonorează. L-a dezonorat păcatul lui Adam. N-a fost mare, nici mic. Păcatele nu sunt mare sau mici, sunt păcate. L-a dezonorat păcatul lui Acan, a lui David, a lui Petru, a lui Anania, Safira, al meu, al dumitale. Dumnezeu este dezonorat de orice păcat. De aceea trebuie să ne mărturisim păcatele și să le părăsim. De aceea trebuie să ne pregătim. Eu călătoresc mult și câteodată n-am timp să mă pregătesc și pre-nepregătit. Uneori îmi uit acasă sticul de memorie, mi-am uitat computerul câteodată. Mi-am uitat lucruri foarte necesare. De ce? Pentru că n-am avut timp să mă pregătesc și repede am aruncat ceva în geantă, odată am plecat în papuci. Papuci de casă. M-am dus la aeroport și când am coborât din mașină, din Uber, mi-am văzut picioarele și eram în papuci. Și am intrat în aeroport în papuci, în ciorapi, și am zis, cel mai bun lucru e mai întâi să-mi scot ciorapii. Și mi-am scos ciorapii ca să sune mai bine. Și am colindat un pic aeroportul să găsesc pantofi. Nu, la plecări nu găsești pantofi. Nu, cred că nici la ieșire. În sfârșit, n-am găsit pantofi. Și acum, 4 ore cât am făcut până la Seattle, să nu spun că am degerat la maxim, și credeam că toată lumea vede că eu n-am pantofi, m-am gândit 4 ore ce o să-i spun la omul la care mă așteaptă și o să mă vadă că mă duc în papuci la el. Eu, la ce o să zică de mine? Eu ce îi spun acum? Să-i spun, bă, fii atent, am uitat să-mi iau pantofii și am venit în papuci. Păi la ce, și vrei să ții seminar la noi? Tu, cine mai are încredere în tine să spui tu lucruri care ne afectează nouă viața și familia când tu ai uitat și să te încalzi cu papuci, pantofii? Există incompatibilitate între prezența Duhului Sfânt și a păcatului. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, la stăruință. Asta nu înseamnă că stăruința neapărat este o întâlnire mai importantă decât întâlnirea de biserică sau oricare alt serviciu divin. Dar totuși rugăciunea aceasta este o rugăciune stăruitoare. Ea are un scop precis și vrem să nu ne oprim până când nu ne atingem scopul acesta. Dar trebuie să știm că păcatul prezent în viața noastră este incompatibil cu Duhul pe care noi vrem să-L aducem în noi. Și Duhul nu intră pentru că înăuntru este păcat. Și nu va intra niciodată în situația asta. Păcatul trebuie să iasă, ca fel este Duhul. Noi nu o să reușim să-L împingem pe Duhul în aceeași baxă unde este păcat. În camera aia există ori Duh Sfânt, ori păcat nesfânt. Iar dacă e unul, celălalt nu are loc. După cum este și invers. Într-o anumită măsură, atunci când vorbim despre riscul învățăturilor greșite sau când vorbim despre
lucrurile necesare, ceea ce trebuie să facem pentru stăruință, piedici în calea botezului cu Duhul Sfânt, trebuie să acceptăm faptul că umplerea cu Duhul Sfânt nu se obține doar prin stăruință. Și acesta este un obicei. Obiceiul e bun, dar nu e suficient, pentru că el limitează. Noi asta știți că în Scriptură am spus noi asta, predicatorii au spus în biserica noastră de mii de ori, faptul că în cartea Faptele Apostolilor sunt 5 exemple de botez cu Duhul Sfânt. Dar știți câte sunt făcute prin stăruință? Din 5? Numai unul. Încă unul e făcut în timp ce se predica în casa lui Corneliu și încă 3 prin punerea mâinilor, autoritatea prezbiterilor. Noi folosim doar metoda asta. Nu este rău, dar nu este biblic să limităm botezul cu Duhul Sfânt la nivelul de stăruință. Nu e biblic. Nu e biblic deloc. Dumnezeu nu are nevoie doar de a stărui noi ca să ne boteze cu Duhul Sfânt. Pe Corneliu l-a botezat în timp ce se uita la Petru cum predică. Pe Pavel l-a botezat în timp ce Anania și-a pus mâinile peste el. Pe Samariteni a botezat în timp ce apostolii și-au pus mâinile peste ei. Și pe Efeseni, în Fapte 19, a botezat în timp ce apostolii și-au pus mâinile peste ei. Nu limitați botezul cu Duhul Sfânt, că dacă îl limitați aici, o să-l limitați și în realitate. Lăsați-vă mintea să fie deschisă până la nivelul Scripturii. Scriptura trebuie să fie pereții care limitează intensitatea și volumul și marginile învățăturii noastre. Pentru că în felul acesta vom gândi biblic și dacă gândim biblic, vom trăi biblic. Aș vrea să ne oprim și să avem un moment de rugăciune, să ne gândim la viața noastră, să ne gândim la felul în care se face stăruință în biserică, să ne gândim la faptul că întotdeauna cineva care este tânăr, în mod omenesc vorbind, nu altfel, doar omenește vorbesc, în mod normal, cineva care e tânăr va fi mai repede botezat decât cineva care este în vârstă. Pentru că cel care este în vârstă le judecă pe toate părțile până când aproape că judecă prea multe. Există apoi o resemnare, se roagă de 10-20 de ani, poate mai mult, și s-a cam resemnat. Deși se luptă să mai creadă, totuși în interior, s-a cam resemnat, pentru că s-a obișnuit ca fiecare an să se încheie cu un nebotez. Dar sunt oameni care probabil sunt la vârsta mea plus minus, și ei încă așteaptă, ar vrea să fie botezați, ar vrea să nu plece din lumea asta înainte de a fi atinși de măreția prezenței Duhului Sfânt. De aceea ar fi bine să devenim o biserică mai grijulie, o biserică formată din părinți, nu din copii. Dumneavoastră ați văzut părinții când se strâng la o petrecere, la un pari, la o sărbătoare. Ați văzut un copil prezent acolo tocând ceapă sau tăind salam, ridichi, roșii, punând pe platouri? Niciun copil. Poate se duce să fure ceva și să bage în gură până înainte de rugăciune și de masă. Acolo sunt numai adulți. În biserică sunt adulți spirituali, oameni care se uită, dar se uită cu privirea de părinte, să vadă cum ar trebui făcut lucrul ăsta mai bine. Cum ar trebui schimbat lucrul ăsta mai bine. Grupul acesta de părinți, ei țin greu bisericii, ei conștientizează că e nevoie de cineva marțea la rugăciune, este nevoie să înțeleagă lucrul ăsta, să pună resursa lui aici, să rabde aici, să intervină aici, să vorbească personal cu cineva care poate a întrecut măsura sau poate a rămas dincolo de măsură. Oameni dragi, trebuie neapărat să creștem, pentru că viața ne trece, îmbătrânirea este obligatorie, maturizarea este opțională. Ca să te maturizezi, trebuie să muncești mult, ca să îmbătrânești, trebuie doar să aștepți. Noi nu suntem chemați să facem lucruri la nivel natural doar, să așteptăm că o să se întâmple. Nu, noi trebuie să muncim pe brânci, dacă îmi permiteți expresia. Trebuie să depunem toate eforturile, în mod conștient, disciplinat, voluntar, personal, pentru ca să ne apropiem de ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Dacă Pavel ar fi în biserica asta, sau măcar în orașul ăsta, sau măcar în generația noastră, m-aș duce acolo pe bancă, aș înțelege că de mine nu mai este nevoie. Dar el nu mai este. Și dacă nu mai este el, este nevoie de unul ca mine și de mii ca mine și ca dumneavoastră, pentru că nu mai este el. De aceea trebuie să ne asumăm lucrurile acestea.
să ne uităm la copiii noștri și chiar dacă nu sunt copii Mițoi sau, mă rog, Măduț, Losneanu, Cladovan, Lorinț, oricare nume de aici, ei sunt copiii adunării, trebuie să veghem asupra lor, trebuie să avem o privire de părinte, nu dispreț, nu ironie, nu bârfă, nu atitudinea așa care este pe stradă, pentru că noi suntem o comunitate care vrem să-L urmăm pe Iisus și vrem să practicăm ceea ce a făcut El. Noi vrem să trăim învățăturile Lui, noi vrem să fim plini de Duh Sfânt și după ce ne-am întors și am fost plini de Duh Sfânt, acum putem să plecăm, pentru că tot ceea ce facem poartă semnătura Lui Dumnezeu, poartă pecetea Lui Dumnezeu. Atunci când vorbim, se vede că ne-am întâlnit cu El. Atunci când facem un lucru, se vede că ne-am întâlnit cu El. Atunci când suntem implicați într-un conflict, se vede că ne-am întâlnit cu El. Întoarce-te înainte de a pleca. Și după ce ai primit, atunci du-te. Pentru că El ne-a spus înainte să plece, duceți-vă în toată lumea. Oamenii lui Dumnezeu, avem o nouă onoare să începem un an nou. Să intrăm din nou într-o perioadă de stăruință, să stăm aici înconjurați de frați, de surori, de lucrătorii adunării și să ne rugăm pentru noi și pentru ai noștri, pentru biserică, pentru toți oamenii care se închină aici împreună cu noi. Ziceam, repet și mă opresc, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să călăuzească, să miște și să umple inimile noastre de o viziune și de o perspectivă biblică. Vă rog frumos să vă ridicați și să intrăm în rugăciune.